Dacă nu sunteți la Bâlciul din centrul orașului, înseamnă că sunteți cu noi. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție, Timpul să vorbim. Da, bine faceți dacă ați ales să fiți cu noi astă seară, pentru că altfel l-ați fi ratat pe tânărul ambițios Adrian Hiran. Bună, Adrian! Bună seara! Mulțumesc pentru că ești cu noi astă seară. Să le reamintesc telespectatorilor noștri, Adrian Hiran este președintele național al Clubului Elevilor Liberali. Dar nu o să vorbim doar despre elevii liberali astă seară, pentru că uite ce scrie pe ecran. Adrian Hiran, merităm mai mult. Zici că meritați mai mult? Merităm nu mai mult, merităm din ce în ce mai mult. Cine? Elevii liberali sau... Nu. Toți elevi. Toți elevii. Giurgiuveni și toți elevii români. Am înțeles. Ce faci, Adrian? Ai fost la Bâlci? Nu, n-am apucat pentru că sunt clasa 12, chiar acum o oră am venit dintr-o meditație. Așa. Și timpul nu mi-a permis, dar depinde de starea pe care o voi avea. Eu în principiu nu cred că mă voi duce. De ce? Pentru că, sincer, sunt destul de obosit, sunt foarte, nu foarte, dar sunt puțin stresat cu bacul și cu celelalte activități pe care le am și... Nu cred că ești stresat cu bacul, la ce aspirații ai? Nu, sunt stresat pentru că vreau să iau bacul cu o notă foarte mare și... Aha. Am înțeles. Păi, te întreb... Ce vrei să faci după BAC? Noi am mai vorbit, mulți telespectatori, tinerii, sunt sigură că te cunosc cu toții, chiar și cei de școală generală. Da, spune-mi, acum știi, nu știu unde să te încadrezi, știu că ai împlinit 18 ani, ești major, eu te percep tot un copil, știi? Și până, știi, tranziția asta către statutul de adult așa împlinit e destul de complicată. Însă tu ai ambiții mari și ambiții politice pe care nu le ai de la 18 ani. Le ai de când erai mai mic, deși politica, să spunem, e apanajul oamenilor mari, da? Tu cochetezi de la ce vârstă? În politică am intrat la 15 ani. Oh. La 15 ani am devenit președinte al Clubului Elevilor Liberal Giurgiu și de atunci tot... Dacă ai fost... în Clubul Elevilor Liberal Giurgiu. Asta înseamnă că ai făcut politică, deci sună așa, în politică am intrat. Nu am făcut politică deoarece n-am avut nicio funcție publică, dar am discutat sau am... Chestiuni politice. Da, am discutat chestiuni politice sau am plănuit anumite... Uite, n-am fost prezentă niciodată. Eu când aveam... 15 ani, era un singur partid și oricum n-aș fi înțeles mare lucru, dar mă gândesc ce înțelege un copil de 15 ani când discută. Eu am o fetiță de 11 ani care chiar înțelege și mă feresc să vorbesc lângă ea, parcă n-aș vrea să, dar știi, am simțit că înțeleg politica, eu mă raportez la fimea. Da, înțelegem. Nu știu dacă îi place, dar o provoacă, o aud exclamând diverse chestii, făcând constatări extrem de interesante. Și văd cum e politica prin ochii unui copil de 11 ani. Da, la niște dezbateri politice, la 15 ani, nu știu cum ar fi, cât îmbrățișează generația asta. Deci spunem 15 ani, clasa 9, nu? Clasa 9. Deci, nu, clasa 10. Din clasa a 10. Acum depinde de câți ani ai mers la școală. La ce vârstă. Și atunci, ce îl împinge pe un tânăr să... Și avem și un telefon. Da, am primit acum din regie. Observ și tu, avem aici o chestie care semnalizează și... Ce îl împinge pe un tânăr de 15 ani într-o astfel de organizație? Da, o să răspundem după telefonul nostru. Bună seara!
Alo, bună seara, stimată doamnă. Bună seara. Vă admir și vă apreciez pentru emisiunea dumneavoastră în această seară. Mulțumesc. Și pentru domnul care este invitatul dumneavoastră la organizația PNL Giurgiu. Da, e un tânăr cu mari ambiții. Da, și eu sunt înscris la PNL. Vreau să vă spun și eu ceva, dacă se poate sau știți, în legătură cu ședința extraordinară, cu sprijinirea financiară, cum s-a, că am fost să-mi ridic și eu banii și din păcate mi s-a spus că nu se mai dau, s-au blocat. S-au blocat pentru că deputatul Liliana Ciobanu a contestat cumva. N-aș ști să vă spun în termeni exact și nu vreau nici să comit vreo greșeală, însă asta știu și eu și atunci în urma acestei sesizări din partea doamnei deputat, noul prefect de Giurgiu, Zorinel Niculcea, a hotărât să sisteze plata. Da, dar din păcate dumnealui știe că unele persoane au probleme și de-aia solicitat. De exemplu, eu sunt băiatul care am intrat în legătură cu domnul Florian Nicolae. V-am înțeles, dar știi ce se întâmplă? Nu știu dacă știi. Acum doar nu... dacă mă întrebați și pe mine, din punctul meu de vedere... frate, dacă ai nelămurit, prefect, ce-o-i fi tu, iei listele alea și te uiți, da? Până, da, măcar așa, aleatoriu, ia niște nume. Da, mulți oameni, am văzut că s-au dat foarte multe sprijine financiare, sume mici, dar care înseamnă foarte, foarte mult pentru oamenii săraci din... Permiteți? Foarte mulți, de altfel. Permiteți-o? Da, ce vreau să vă spun dumneavoastră, eu sunt una din persoane care, datorită banilor care eu i-am solicitat, eu depind pentru a mi se elibera alt certificat. Eu trebuie să fac niște analize care complexe la București. Am înțeles. Și eu dacă nu fac, deci ultimul termen la mine este luna aprilie. Dumneavoastră, dacă această procedură de plată a fost suspendată de către prefect, da. Dumneavoastră trebuie să reluați analizele, să aduceți alte hârtii și așa mai departe? Nu, am sunat la Consiliul Județean, da? Și mi s-a spus că nu trebuie să mai aduc altceva, eu am număr de... Așa știu și eu, da? Și mi-a așa spus enorm. Că până nu deblochează fond, nu se vor da. Și am zis, doamnă, zic că eu de banii ăștia depind pentru a-mi permite pe încă un an zile să-mi prelungesc. Păi da, dar doamna cu care ați vorbit, nu știu cu cine ați vorbit, n-are nicio putere. Da, era reprezent bănuiesc din Consiliul Județean. Nu știu unde, am sunat acolo și mi s-a răspuns. Și i-am spus dumneavoastră problema și a zis, domnule, eu nu pot să spun mai multe. Și am zis, doamnă, atunci eu unde trebuie dumneavoastră? Unde considerați că trebuie să mă duc eu? Dați-mi... Invitatul meu, tânărul meu invitat, vrea să vă spună câteva cuvinte. Din cauza faptului că în trecut s-au dat ajutare financiare unor persoane care chiar nu aveau voie, care chiar nu aveau nevoie de acele ajutare, până la un moment dat trebuia să se conteste și da. De aceea s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Adrian, din punctul meu de vedere, momentul a fost ales prost. Da? Da? Și știi, dacă în trecut ajutoarele financiare erau cu semnul întrebării, că niște sume, că unde s-au dus, niște sume însemnate, erau multe, multe, multe ajutoare de 200 de lei către niște oameni care sigur aveau nevoie. Ajutoarele financiare nu trebuiau blocate acum, chiar înaintea sărbătorilor. Da. Primul lucru însemnat pe care l-a făcut noul prefect. Trebuiau blocate chiar când erau pe acele liste persoane angajate ale Consiliului Județean și persoane care aveau un venit de peste 20 de milioane. Eu chiar nu acum. Să, că sunt cazuri în speța domnului care a sunat, care chiar are nevoie de acești bani. Ascult pe domnul tânăr care este în platoul dumneavoastră. Da. Eu sunt convins de asta. Să știți că am avut surprinderea ca listă
aprobarea listelor din martie, care au fost sprijine financiare, am cerut lista și am intrat și eu pe internet și am avut surprinderea ca un angajat al Consiliului Județean 45 de milioane, ce boală are el. Dar el, eu dacă nu depind de tratamentul ăsta, eu, ca să vă spun dumneavoastră, eu ca să beneficiez de interferon, eu am hepatita cronică. V-am înțeles și îmi pare tare rău. Eu fac la București și dacă eu nu dau bani ăștia la analiza asta, îi fac gratuit, dar să-mi extragă cu o seringă din ficat și vă dați seama. V-am înțeles și îmi pare rău. Știi ce se întâmplă? Cumva, dacă nu o fi și făcut lucrul ăsta, noul prefect trebuie să-și justifice această acțiune și urmăriți TV Giurgiu, fiindcă sigur veți afla de ce. Personal am să îl întreb și am să fac public răspunsul de ce așa. Da. Vă mulțumesc pentru telefonul dumneavoastră, multă sănătate. Vă doresc plăcută și numai bine. Multă sănătate vă doresc. Da, trist. Era un om, este un om care depinde de medicamente. Dincolo de politica voastră, da, te-am întrebat înainte de telefonul nostru ce discută, cum percepe un copil de 15 ani o politică. Este politica la 15 ani altfel decât politica promovată la alt nivel? Da, dar din punctul meu de vedere, atât tinerii, cât și elevii, cât și adulții ar trebui să înțeleagă politica și atunci când vine vorba de politică să nu rămână indiferenți, deoarece este vorba de conducere, despre metoda în care se organizează țara, despre metoda în care și metoda care le organizează viața, care, de care depinde da, viața este, lor. Da, un instrument important, da. Spui tu. Da, mie nu îmi place politica, nu mă omor. Avem un alt telefon, Adrian, ne întoarcem la discuția noastră. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Mă numesc Băcăruștu Dorina, din Giurgiu. Sunt 3 ani de zile de când tot bat la porțile Consiliului Județean. Sunt fără serviciu, am vârsta 59 de ani și în plus am 6 diagnosticuri care eu pe fiecare an depun dosar. Am mers în audiență la domnul Mimiș, ce mi s-a spus la audiență? La audiență mi s-a spus în felul următor: în martie vă spun că vă dau, dar acum nu vă mai dau. Am depus N dosare. Abia s-a reușit acum, abia acum am hepatita C, am astm bronșic, am discopatie lombară, extraordinar de multe, nu am niciun fel de venit, absolut nici 5 bani. Am 28 de ani, sunt un cetățean al orașului Giurgiu, am 28 de ani muncit, n-am putut să-mi iau nici pensie anticipată pentru că n-am 30 de ani. Regret și îmi pare foarte rău ce se întâmplă în țara asta și în orașul ăsta, da, la nivelul orașului ăsta. Așa e, aveți dreptate, vedeți, 100%. Vedeți, doamnă, cum este administrația giurgiuveană, administrația județeană? Persoana cu care ați vorbit dumneavoastră a luat ajutor 40 de milioane pentru lansarea unei cărți. Deci persoana cu care ați vorbit dumneavoastră. Vă dau cuvântul meu de onoare că mi-a vorbit numai urât. Am vrut să aduc de multe ori televiziunea pentru că mi-a ajuns cuțitul la os. Știți ce am spus în ultima instanță? Am să vin în fața Consiliului și am să-mi pun o sticlă de benzină să-mi dau foc. Că prea îmi bate joc de oameni. Da, deci prea îți bate joc de oameni, prea suntem amărâți, prea sunt amărâtă, trăiesc, băi de capul meu, n-am ajuns la Matei Bars de 2 ani de zile, că nu pot să ajung să fac o analiză, mi-a făcut virimie acum 3 ani, am 16.000 de obiectiv la virimie, nu mi-a nimeni în considerație, foarte urât domnul Mimiș mi-a vorbit, du-te la muncă, du-te la muncă. Doamna, o să-l întrebăm pe domnul Mimiș dacă coloana mea e făcută praf. Coloana mea e distrusă, coloana, merg pe stradă și mă țin de garduri și de pereți. Doamnă, dacă domnul Mimiș v-a zis așa, mie îmi pare rău. Acum,
ce să vă zic, trebuie să... Să... Nu știu ce să mai zic. Nu vorbim un cuvânt. N-am cuvinte în fața dumneavoastră a problemelor cu care vă confruntați. Doamnă, știți, vă simt suferința, disperarea în glas. Fiecare, cred că fiecare om are o suferință. Și eu am o suferință mare. Mare. Din fericire, nu de sănătate. Dar, doamnă, ăsta este orașul nostru, doamnă. Da. Mie fratele mai mic, fratele meu mai mic a hotărât să plece din țară, doamnă. Eu am sufletul făcut bucăți și o spun da. Public. Știți ce da, simt eu? Înțeleg, da. Știți ce simt? Lumea și-a... Lumea... Mi-a spus o persoană din oraș, mi-a zis, domnul Mimiș, știe ce înseamnă agricultură? Nu știe ce înseamnă sănătatea oamenilor. Doamnă, eu vă înțeleg, dar știți ceva? Nu suntem amărâți, nu suntem un oraș vai de mama lui, doar din sau din cauza domnului Mimiș. Domnul da. Mimiș este domnul Mimiș este într-un aparat care funcționează așa cum funcționează. Da. Înțelegeți? Totul funcționează așa cum funcționează. Uitați-vă în jurul dumneavoastră, uitați-vă la fețele oamenilor de pe stradă și nu o spun acum, pentru că sunt sigură că sunt cârcotași care or să spună că nu știu ce urmăresc și că e campanie preelectorală și așa mai departe. Nu, doamnă. Eu spun asta aici de 4 ani. De 4 ani. Și mă doare sufletul că se întâmplă așa ceva. Da. Înțelegeți? Nu, dumneavoastră aveți probleme grave de sănătate și îmi pare foarte rău și sunt sigură că va veni vremea când, nu știu dacă le veți rezolva, dar le veți alina. Da? De noi depinde până la urmă, știți? Că n-o să, Consiliul Județean poate să schimbe brusc politica, să spun așa, și să nu mai acorde ajutoare sociale, pentru că nu-i obligă nicio lege să facă lucrul ăsta. Dar, dom'le, noi cum ne câștigăm existența? Eu cel puțin trag speranță că anul ăsta împlinesc 60 de ani și mulțumim. O să ies la Doamne ajută. Dar sunt oameni care... Să fiți sănătoasă. Sunt oameni, doamnă, știți, noi în presă știm multe și cunoaștem toate, cunoaștem fața asta hâdă a sărăciei, vedem și trec prin noi multe informații. Și, sigur, da. Și după om, că i-a zis, zic, domnul Miș, zic, eu am fost în audiență la domnul director Trăinu Cercel la Institutul Matei Balș. Și ce te-a primit cu brațele deschise? Răspuns, nu m-a primit cu brațele deschise, dar când am ieșit din birou, mi-a zis, sănătate, haide să vă duc sus la analize. Și dânsul ca director a mers cu mine și mi-a ca o personalitate medicală, doamnă. Da. Ca o somitate în România, doamnă. Da. Înțelegi? Nu sunt tot oameni. Ba da, doamnă, ăștia sunt oamenii, ăștia, pe ăștia am ales, cu ăștia defilăm, ce să vă zic, așa eu nu este, fac nicio politică aici, dar vă spun, ca dumneavoastră este și mama mea, știu. Și părinții mei au probleme de sănătate și oamenii în vârstă, în general, se confruntă cu multe. Asistența socială este asta care este, asistența medicală de asemenea, fondurile pentru sănătate sub orice critică, pentru că o proteză de șold costă foarte mulți bani și mor oameni în dureri pentru că statul român nu are buget să suporte sau se dau pe șpăgi, doamnă. Da? Peșpăgi la spitale în București, doamnă. Exact, da. Vă mulțumesc pentru telefonul dumneavoastră. Nu știu cum să vă ajut. Aș face-o cu mare, mare drag. Dacă aș putea să vă ajut cumva... Da, ce telefonul rămâne la redacție. Care, după care dacă l-ați lăsat, da. Da, da. Să rămână și vă doresc să vă doamnă ajută, și... sănătate multă. Să rămână. Da, fac emisiunile în direct, Adrian, și tu știi că ai mai fost și
emisiunile astea două care sunt așa, pe formatul ăsta, știi, întrerup orice, spun mereu, telespectatorul este suveran. Ați auzit ce sesizări au avut cetățenii giurgiuveni? Da. Una din urmările politice. Acele ajutoare sociale uneori au fost date și ca și cam... Crezi că generația ta o să aibă o politică altfel? O să vă întoarceți cu fața către oamenii ăștia? Către mine, care sunt mult mai mare decât voi și voi trebuie să să asigurați fondurile noastre de pensii? Dincolo de activitatea ta și nu e nimic exagerat când spun că ai o activitate extrem de fructuoasă, atât cât se poate pe segmentul ăsta tineret, da, sau elevii liberali. Ai ajuns până în vârf și bravo, ce să zic, dar nu despre asta vreau să vorbim, ci cum vezi tu starea lucrurilor, tu, un tânăr, când mergi pe stradă și îi vezi pe bătrânii ăștia, ce simți că puteți voi să faceți? În primul rând, eu ca și tânăr și liberalii nu ca și... Nu au neapărat o politică calată pe social. Da? Zic că socialdemocrații fac asta, dar i-am văzut și pe ăștia. Voi. Noi ca și liberali punem foarte mult accent pe libertate și promovarea valorilor, dar eu acum... Ce facem cu oamenii ăștia? Eu acum vă spun din punctul meu de vedere ca și tânăr, nu ca și tânăr liberal, ca și tânăr giurgiuvean. Așa. În primul asta rând. Asta vreau să aud. În primul rând, când mă uit pe stradă sau ascult telefoane, cum au fost și domnii și da, sună într-un număr extraordinar de mare. Care au sunat mai devreme. Sincer, mi se rupe sufletul. Pentru că astea sunt urmările, nu s-o niciodată... Adrian, să nu uiți, pentru că au fost ca tine, cu sufletul rupt, da, că auzeau pe doamna de la telefon și... o auzeau și poate în mintea lor se gândeau la bunica lor, la mama lor și așa mai departe. Dar și o să, nu știu, cum vezi tu lucrurile în perspectivă? Mie mi se pare, sincer, eu nu știu dacă cineva ar mai avea vreo soluție. Totul pleacă de la vârf. În primul rând trebuie administrație bună. Astea sunt urmările negative ale politicii duse de astăzi. Trebuie să avem oameni competenți în vârf, trebuie să avem oameni care să nu se mai gândească la propriul buzunar și să gândească la întreaga societate, nu știu, care l-au votat, pe care l-au votat, și trebuie să ne gândim cu toții la seminii noștri, trebuie să ne gândim să fim o unitate de oameni, să ne gândim la toți cei din jur, la toate clasele sociale, indiferent, să nu facem diferențe între clasele sociale și, cum am mai spus, să ne gândim la toți oamenii, pentru că suntem cu toții oameni, suntem cu toții giurgiuveni și trebuie ajutat fiecare caz. Eu, de exemplu, dacă eram președintele Consiliului Județean, nu dăteam 40 de milioane consilierului meu personal pentru lansarea unei căști, ci dăteam acești bani doamnei care a sunat mai devreme sau domnului care a sunat mai devreme. Eu aș da banii aceștia, dacă aș fi președinte al Consiliului Județean, aș da banii ăștia unor cazuri reale. Nu că este nevasta unui jurnalist, nu că este un prieten de-al meu, nu că este nu știu cine, nu că este un apropiat de-al meu, nu că este un angajat de-al meu. Nu, aș da ajutoare sociale persoanelor care au nevoie. Și nevasta unui jurnalist se poate îmbolnăvi. Și jurnaliștii nu au bani. Cazuri, știu, dar cazuri reale. Nu ajutor social ca să mă promoveze pe mine. Cazuri reale, nu mă interesează. Poate să fie și vărul meu. Dacă este un caz real, ajutorul social ar trebui dat. Nu ca să-mi facă mie reclamă sau partidului din care fac parte. Da, e trist. Este foarte trist. Și spuneam mai devreme că aici sună foarte mulți oameni. Oameni cu probleme, când vine deputatul Florian Nicolae în platou, la fel, sună telefoanele și să nu o dăm acum, nu știu cum sucită, că a ajutat extrem de mulți oameni. Asta și dincolo de faptul că i-a ajutat, i-a ascultat, adică i-ascultă. Și e mare lucru faptul
faptul că îi ascultă, faptul că îl asculți pe un om și empatizezi cu el și simte că îl asculți sau o faci așa, că trebuie sau de complezență. Și te întreb acum, care este rolul Clubului Elevilor Liberali, da, pe care tu, al cărui președinte ești, în societate? Care e rolul lui în societate? Primul rând, scopul nostru este să implementăm ideile liberale în rândul elevilor, să promovăm valorile, să aducem, să-i ajutăm pe tinerii giurgiuveni, pe elevii giurgiuveni să ajungă la un nivel cât mai înalt, ajutându-i cu diverse sprijine, să organizăm foarte multe concursuri în care noi, ca și giurgiuveni, să ne evidențiem că suntem cei mai buni și eu prin concursurile de atletism, că știți că sunt, da, știi, am fost școala, campion, nu? Național. Știi, cu școala, că a zis, da, primarul Nicolae Barbu la Digi24 că ce să facem, domne, că nu putem să calificăm muncitori, nu știu cum califică domnia sa muncitori, că sunt la pregătiți. Că domnul primar a spus că a creat și 8.000 de locuri de muncă. 8.000 de locuri, păi, de dacă muncă, eu eram primar și cream în Giurgiu 8.000 de locuri de muncă, câștigam cu 90%, da, adică asta e partea, da, a doua. Da, bine, nici nu... Da, da, o să dezbatem luni la audiența, emisiunea de la Digi24, acolo unde a avut loc o dezbatere, o mini-dezbatere între doi candidați la fotoliul de primar, primarul în funcție versus Florian Nicolae, candidatul Partidului Național Liberal. A fost savuroasă emisiunea, comprimat așa în 20 ceva de minute. Mie mi-a plăcut ce am văzut. Da, mi-a plăcut. Am văzut o emisiune. Da, care sunt? Și acum mă gândesc nu la elevii liberali, pentru că, știi, când vorbim despre elevi, nu colorăm politic, da? Care sunt principalele probleme cu care se confruntă elevii la ora asta? Eu știu cu ce se confruntă ăia de-a cincea. Păi, în primul rând avem manualele gratuite sunt până în clasa 10. 11 și a 12 nu sunt gratuite. Ne confruntăm cu foarte multe probleme din cauza faptului că sistemul, că educația este subfinanțată în mod constant, cu toate că educația reprezintă un pilon foarte important în dezvoltarea oricărui stat educația modern. Educația reprezintă un pilon. Aici am rămas pentru că avem un telefon. Da, bună seara! Alo, cu domnul Adrian vreau să vorbesc. Tot eu sunt Băcăruș. Da, vă ascult. Repede, doamnă, repede. Vă ascult. Ziceți. Da. Alo, domnul Adrian? Da, vă ascult. Puteți să-mi spuneți și mie un birou unde vă găsesc ca să demonstrez tot ce v-am spus în seara asta că este adevărat? Un birou în care mă găsiți? Da. Nu, biroul meu este întreg orașul. Puteți să mă găsiți oriunde, la orice oră, când doriți dumneavoastră. Păi nu, în situație... Iertați-mă, puteți... doamnă. Nu, caut-o pe doamna, că așa cel e. Cel mai bine ar trebui să... Da, oraș. Cel mai bine ar trebui să vă caut eu. Lăsați o adresă și un număr de telefon la redacție, da, și vă voi căuta. Eu voi veni la dumneavoastră acasă personal și promit în mod solemn că vă voi ajuta cu problema. Cu problema care vă confruntați. Vă promit și eu. Și formez din nou numărul de la redacție? Nu, vorbiți cu colegii mei, intrați în ori sunați din nou, ori vă preiau ei acum și le lăsați datele dumneavoastră, da? Da. Bine, doamnă. Okay, o seară bună. O provocare. Nu știu, mă gândesc și chiar sunt curioasă în ce mod o poți ajuta și... Nu, doamna chiar are probleme, da, are serioase nevoie. Și dacă este are. Cazul, o iau pe dânsa și mergem direct la domnul Mustățean birou. Pentru că este un caz real, este o, ar trebui soluționată. Să vadă și dânsul cu, că până la urmă dânsul are putere de decizie, cui acordă ajutor social. Și vă spun eu că dânsul ar trebui... ar trebui are să nevoie. Are nevoie neapărat. Are nevoie de ajutor. Păi dacă săraca n-are niciun venit. Da. Da, asta așa înțelege statul român.
să, de mulți ani încoace, așa înțelege statul român să-și respecte, să-i respecte pe seniori, pe bătrânii noștri. Da. Da? Pe umerii cărora ne-am cățărat, am crescut și ne-au format până la urmă. O nație, nu știu cum să mai zic. Deci ne întoarcem la discuția noastră. Și cum am spus, educația reprezintă un pilon foarte important în dezvoltarea, în dezvoltarea oricărui stat modern și de aceea ar trebui finanțată în mod constant. Avem manuale vechi și neactualizate, avem laboratoare și complicate. Ce să mai actualizăm? Ar trebui și așa complicate, tăiate și simplificate și nu. Mie nu-mi sunt plac foarte manualele. Multe, sunt foarte multe teme pe acest domeniu. Sunt foarte multe probleme cu care ne confruntăm. În primul rând, am unul dintre proiectele mele, de fapt ultimul proiect pe care l-am inițiat alături de colegii mei liberali în toată țara, ca fiecare filială de elevi să organizeze un debate cu candidatul la primărie. Eu când am hotărât să-l organizez la Giurgiu, am făcut un mic sondaj între elevii giurgiuveni, nu elevii liberali, elevii giurgiuveni, să întreb cu ce probleme să o confrunt. Da. Ca într-o conferință să dezbat cu domnul Florian Nicolae. Ce mi-au spus? Și nu mi-a venit să cred. Și revin la ce a spus dumneavoastră cu politicul. Depolitizarea școlilor. Deci am rămas uimit când mi-au spus chestia asta. Că profesorii... Dar nu e un paradox aici? Când președintele clubului elevilor liberali promovează ideea de depolitizare. Da, pentru că o spun din punct de vedere al unui elev giurgiuven, nu elev liberal. De exemplu, clubul elevilor liberali sau social-democrați, știu că avem un telefon imediat, nu înseamnă niște rotițe în acest mecanism de politizare a învățământului? Ba da, dar n-ar trebui favorizați acești elevi, indiferent că este PNL sau PSD. Să nu fie favorizați. Da, să nu fie și toți elevii să fie tratați în mod egal, așa cum mi s-a și cerut de multe ori deci, să abord. Dacă faci parte din acest club, ești defavorizat? Nu. Dacă ești, așa cum vă spun la modul cel mai sincer, în Giurgiu, dacă ești băiatul nu știu cui sau băiatul unui lider de partid și nu dau nume nici de liceu, că știm situația și despre ce liceu vorbesc, ești mai favorizat, ești mai scutit de anumite lucruri. Tu personal te-ai confruntat cu o problemă, știu asta, haide să vedem cine e la telefon. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Constantin Anca din Giurgiu vă deranjează. Ia spuneți, doamna. Doamnă, eu am făcut tot așa, o cerere pentru sprijin financiar. Eu am fetiță abonată cu sindrom autist, cu encefalopatie cronică. Așa. Pe lângă faptul care și aceste diagnosticuri pe care ți le spun, are și o osteoporoză la ambele picioare. Eu sunt, m-a depistat cu cancer uterin. Am și tot așa, spondeloză, exact cum a zis dânsa mai devreme, tot așa sunt și eu. Ziceți, doamnă, inima, ziceți ce problemă aveți. Și tot așa, am fost acolo la prefectura astăzi, nu vă spun că nu a vrut să ne dea bani. Aia, cei 200 de lei care ne-a aprobat, nu ne-a dat, doamnă, și a bătut joc de noi. A venit și televiziune, a venit poliția, nu vă spun ce urât ne vorbea. Cine, doamnă, vă vorbea urât? Poftim? Cine vă vorbea urât? Poliția, doamnă. Păi de ce, doamnă, vă vorbea poliția urât? Cine dracu i-a trimis pe ei să vă vorbească urât? Nu înțeleg. Cine i-a trimis pe ei să vă vorbească urât? Adică liniștea și ordinea publică nu se mențin. Nu știu, doamnă, nu știu. Așa vorbeau dânsii. Deci le lipsește cei 7 ani de acasă, cei care au fost acolo. Se mai întâmplă. Da. Da. Le lipsește cei 7 ani de acasă. Eu sunt într-o situație foarte critică. Eu am fătit așa cum am spus, cu gradul 1. Da, doamnă, eu am așa probleme grave de sănătate. Și cu ce pot eu să vă ajut pe dumneavoastră? Poftim? Cu ce vă pot ajuta eu pe dumneavoastră? Chiar aș vrea ca să vorbesc cu domnul președinte Mustățea. Da. Măcar 200 de lei ca să ne ajute și pe mine. Acum am plac de sărbători, îmi plac cu pastorii. Că păi, doamnă, nu a găsit un bani. Doamnă, știi ce se întâmplă?
Știți care e părerea mea? Cred că președintele Mustățea n-a avut nimic împotrivă dacă ați fost pe lista aia. Nu știu, mă gândesc așa. Că ce să facă? Să scoată... Duceți-vă, poate vă dă 200 de lei. Dacă ați fost pe listă, problema nu este la președintele Mustățea, ci la prefectul Zorinel. Zorinel Niculcea. Da, nu știm ce s-a întâmplat. Această listă a fost pusă în discuție de către doamna deputat Liliana Ciobanu. Nu știu. Da, așa s-a spus, da. Da, așa este. Nu știm dacă ăsta este motivul pentru care prefectul a luat această măsură. Deci, sistarea plății ajutoarelor a fost în urma hotărârii prefectului. Mulțumesc pentru telefonul dumneavoastră și pentru că... Vrea să vă spun și eu ceva, că astăzi am fost acolo și așa s-a spus că, vezi, doamne, că din cauza asta n-a vrut să mai ne dea cei 200 de lei pentru că a zis că face campanie electorală, că dă mită pentru campanie electorală. Păi, dumneavoastră v-ați dus să vă dea cineva mită? Nu mi-a spus nimeni. Păi, trebuia să îi spuneți, doamnă. Când a vorbit în Consiliu, a zis că aprobă la toată lumea câte 200 de lei pentru Paște. Da, doamnă, că vine Paștele. Nu știu. Am avut dosare depuse, la toată lumea a zis că le aprobă câte 200 de lei, domnul președinte Mustățea, și la care nu mi s-a dat, la care ieri când s-a dat și-a bătut joc de oameni, la unii le-a dat, la 3, 4, 5 persoane le-a dat și la restul nu le-a mai dat. Da, doamnă, să știți că nu prea știu cum e cu ajutoarele astea, dar vă spun, problema, nu știu cât o să, din cunoștințele mele, odată ce au fost oprite, probabil se ajunge în instanță. Am discutat și eu cu cineva din Consiliu, am întrebat, domne, ce înseamnă asta, că nu știu, habar nu am. Și am spus, da, poate să dureze de la o zi, la un an, până verifică acele dosare. Dacă probabil asta este suspiciunea, că au fost nașpa. Habar n-am. Nu știu ce să vă zic. Dar văd că multă lume este supărată și de aici cred că, nu știu dacă toți, că nu mă pricep, nu cunosc, nu mă pronunț și nu vreau să fac nicio greșeală, dar cred că cei mai mulți erau oameni nevoiași. Mulțumesc pentru telefon, doamnă, și bine, sănătate, pentru încredere, pentru că ne urmăriți și să vă ajute Dumnezeu. Dumnezeu să vă dea sănătate și dumneavoastră. Mulțumesc, și vă mulțumesc. Doamnă. Sănătate multă. Mulțumesc. Da, am un sentiment de neputință atunci când îi aud pe oamenii ăștia. Și știi ce este interesant? Pentru că știu că factorii de decizie urmăresc emisiunile pe care eu le realizez și dacă nu le urmăresc, ca oameni care le urmăresc. Acum, dacă ori înțelege ceva, bine, dacă disperarea asta ajunge până la ei, ar fi bine să le miște. Suntem în postul Paștelui, știi? Măcar mie mi se pare o ipocrizie să fim mai buni și mai nu știu cum. Nu, fii om, indiferent de ce post e, indiferent de zi, de că e sărbătoare sau nu. Da, te-am întrerupt pentru că așa e la emisiunea asta cu telefoane și pentru ei, pentru că fiecare om are o întrebare sau are o problemă și problemele lor sunt cele mai importante, pentru că atât cât putem să comprimăm, transmitem și ce dorești tu să le spui și așa mai departe. Ai niște obiective, ai o strategie pentru rezolvarea problemelor cu care voi vă confruntați? Voi, elevii. Da, am în toamna acestui an. Da. Am făcut un apel la două guverne, guvernul Ponta și guvernul Cioloș, ca să acorde
6% din produsul intern brut al României către educație. Uh-huh. Acordând acest procent, ar putea rezolva toate problemele, da, aproximativ toate, salarii, da, aproximativ toate problemele cu care se confruntă elevii. Și am solicitat, am organizat și flashmob-uri pe această temă și singurul rezultat care a fost este că PNL-ul a inclus în programul de guvernare acest lucru, ceea ce mă bucură foarte, foarte mult. Datorită întâlnirii pe care am avut-o cu doamna copreșită Alina Gorghiu și datorită întâlnirii pe care am avut-o cu Comisia de Educație a PNL, dezbătând această problemă. Cât de interesat sunt? Știu că te-ai întâlnit de mai multe ori cu Alina Gorghiu, cu ăștia puternici de la București. Cât de interesat sunt de educație? Foarte mult. Acum, dincolo de măsurile care se iau, dincolo de... Tu ești, reprezinți într-adevăr elevii. Și am văzut pe Facebook, am văzut că postezi, am văzut că mai scriu prin presă că te-ai întâlnit de câteva ori și aveți acțiuni și întâlniri și așa mai departe. Și mă gândesc că nu vorbiți neapărat despre, sau Alina Gorghiu nu mai are cu cine discuta despre niște doctrine și le discută cu voi. Cred că vă duceți chiar cu problemele astea. Acum jumătate de an a fost o ședință națională la care a participat și doamna Alina Gorghiu, uh-huh, și mi-a spus strict la telefon: Adi, nu stau, mulțumesc de invitație, mai mult de jumătate de oră nu pot să stau pentru că trebuie să fiu prezent la un eveniment. Ei, la acea ședință, vă spun, Mosolen, că a stat o oră și 40 de minute, uh-huh, punând întrebări, răspunzând la întrebări și dezbătând anumite teme, uh-huh, pe probleme elevilor și, cum să vă spun, dânsa era foarte, foarte curioasă cu ce probleme ne confruntăm. Uh-huh. Și a scris pe o foaie și pot să vă spun că acele... majoritatea problemelor le dezbătu chiar și într-o emisiune televizată la nivel național. Da, problemele, da, și chiar, pe care, cu care voi v-ați dus acolo, le-a luat, da, și le-a discutat, le-a dezbătut. Un lucru care m-a impresionat foarte mult și, da, un motiv în plus. Ce să zic? Motivul în plus pentru care PNL-ul se axează foarte mult atât pe tineri cât și pe elevi. Dar cum este, dacă îmi permiți o glumă, oamenii mari sunt în precampanie, voi ce faceți acum? Noi avem un rol foarte important, atât în precampanie cât și în campanie, da, pentru că noi, știți cum e, noi cunoaștem foarte bine Facebook-ul, cunoaștem foarte bine internetul, cu asta ne-am născut cu calculatorul în brațe. Dacă știți la ce mă refer, da. Prin suntem o generație în care cunoaștem foarte mult calculatorul și noi avem un rol foarte important în mediul online. Hai că știu unde am rămas. La faptul că voi cunoașteți, v-ați născut cu PC-ul în brațe, pentru că avem un telefon. Bună seara. Alo, bună seara. Bună seara, stimată doamnă. Bună seara. Și invitatul lui dumneavoastră, domnul Adrian. În legătură cu ce a intrat și doamna mai devreme, sunt și eu unul dintre beneficiarii a asistenței de protecție a copilului, am ieșit din sistem și deoarece stau cu chirie, am depus o cerere la Consiliul Județean. Da, și nu ați primit banii. Și am fost, da, din păcate am fost pe listă și m-am dus. Am stat ca niște, cum să spune, proști în ploaie, la rând. Când ați fost? Așa. Păi prima zi când s-a dat. Au primit o parte din noi, din care au fost mai în față, în jur de vreo 40 de persoane. Îți dai seama, da. Am stat în ploaie, fleașcă, până la ora 2 și 20, așa, până mi s-a spus, au venit poliția. Și cu un ton dintre la ca și cum am omorât pe cineva, noi am venit să ne ridicăm și am fost destul de explicit cu dânsii. Domne, ce am făcut? Da, ne vorbiți așa și ne-a împins, ieșiți afară, a închis ușile, că... Dar stați puțin, ați opus rezistență, că pe mine mă interesează și mă și intrigă în același timp. Ați opus rezistență? V-au invitat politicos? Nu, am să stat la... Și dumneavoastră? Da. Am stat la rând și mi s-a spus că nu mai sunt bani. Așa.
Și am zis, doamnă, zic, mai stăm în continuare ca să ceilalți care n-am primit, nu, domne, că până livrează banca, următorii veniți, joi, vineri. La după aceea, unii dintre persoane a zis, păi de cum nu mai sunt bani, de ce sunt aprobate dacă nu sunt bani, adică cine? Și la urmă, dacă a văzut că nu se înțeleg cu lumea, a chemat poliția. Da. Și acei domni și-au intervenit în forță. În forță ne-au dat afară ca niște oi, ca niște sclavi. Vreau să restabilească ordinea. Păi poate ne aude inspectorul șef al inspectoral IPJ Giurgiu, Vasile Tache. În legătură ce a spus domnul tânăr din platou dumneavoastră, nu știu de ce așa e, cum să face că noi, cei care avem nevoie, nu ne ajută nimeni și suntem cazuri sociale. De exemplu, eu am fost abandonat de mic, am fost crescut de casa de copii, n-am tată, n-am mamă, stau cu chirie. Și am solicitat și eu sprijinul ăsta financiar cu sărbătorile pascale ca să avem și ce pune pe masă eu și cu soția mea. Că atâta. Câți bani trebuia să primiți? Poftiți? Câți bani trebuia să primiți? Eu am trecut 10, dar mi-a dat 5. Și acei bani erau foarte buni. Da. Vedeți ce rezultat negativ are această da, campanie, această politică. Dumneavoastră chiar sunteți printre persoanele care chiar au nevoie de acești bani și trebuie luat o atitudine cu acest lucru. Că Adrian, omul trebuia să primească. Abia da, îi se aprobase. N-am înțeles nici gestul deputatei Liliana Ciobanu, să mă ierte Dumnezeu. Acum. Pe surse trebuia să... Că deține pârghii, na, ca orice... M-auzit, stimată doamnă. Vă aud. Vreau să vă spun că când am văzut lista acasă, când am intrat și am văzut din 1 martie lista cu aprobările care au fost, vreau să spun că am rămas șocat la ce sume exorbitante s-au dat, cum a spus și domnul tânăr Adrian, care e în emisiunea dumneavoastră. Dar le știați pe persoanele de pe listă? Poftit? Le cunoșteați pe persoanele de pe listă? Da, chiar am fost surprins că unul dintre consilieri era trecut acolo cu 45 de milioane. Dacă nu fi avut și el... Ce boală, stimată doamnă, că vreau să vă spun că eu am făcut atac de panică când am văzut asemenea. Eu m-am zis, zic, pe noi nu ne ajută care suntem al statului. Pe mine, protecția copilului nu m-a ajutat cu nimic. Deci la 18 ani mi-a dat român pe poartă. Da. Și mi-a zis, descurcă-te. Și cum să te descurci? Vă întreb, familie, domnule, la nimeni niciun ajutor, unde să mă duc? Domnule, vă întreb ca și pe antevorbitorii dumneavoastră care au sunat pe aceeași problemă. Cu ce vă pot eu ajuta? Stimată doamnă, eu știu că emisiunea dumneavoastră și domnul Adrian, care este la tineret, este un băiat deosebit, l-am văzut în oraș și cu multe ori ce a făcut dumnealor ca tineret în orașul Giurgiu, am văzut că se implică foarte mult. Eu vreau să vă spun că sunt un fidel al clip și un fidel, mă cer scuze că am emoții, al emisiunii dumneavoastră. Mulțumesc! Am intrat atâtea ori în legătură cu domnia sa, domnul Florian Nicolae, care îmi doresc din tot sufletul să fie primar al orașului nostru. Este un om care a ajutat și mai m-a ajutat în trecut, nu vorbesc prostii. Eu vreau ca să vă spun domniei dumneavoastră unde trebuie să mă duc și ce trebuie să fac sau... Păi trebuie să așteptați, nu știu cine se pronunță, instanța. Trebuie să așteptați pentru că cei de la Consiliul Județean vă vor anunța. Sentimentul meu este că banii ăia, ajutoarele alea, chiar nu dețin date, nu, repet, nu pot să mă pronunț. Sentimentul meu este că ajutoarele au fost date pe bune, adică oamenii aveau nevoie de banii ăștia și cred că vă veți primi banii. E chestiune de timp, cât de repede se rezolvă problemele acolo. Doamne, vreau să spun că am fost surprins și vă spun,
au dat niște bani pentru, nu zic că ne, culte religioase, 700 de milioane, 70 de milioane, 50 de milioane. La noi în județ, și chiar este un paradox foarte grav, la noi în județ, cu toate că este cel mai sărac județ din țară, s-au dat cei mai mulți bani către biserică. Asta este, da, așa, ca să vedeți, domnul, deci Giurgiu, cel mai sărac, cel mai sărac județ din România, oficial, cu părere de rost, până asta. Doamne, știi cum e, până la urmă, se duc niște bani, se duc niște bani către o biserică. Dacă când se duc să publici nu știu carte și nu o publici, dacă când, când se găsesc, prefer să nu comentez că oamenii da, știu și... Asta, de asta și vreau ca dumneavoastră, prin emisiunea dumneavoastră, o cer cu disperare și dacă nu ni se rezolvă problemele astea, nu să știm, o să ajungem să luăm raznă. Vă înțeleg și aveți dreptate. Și nu știu ce să mănânc. Vă spun sincer că sunt zile care mănânc ceai cu pâine. Și alții să lăfăiesc în frituri, în grătare și așa mai departe. Da. Ce să mai vorbim? Da, așa este. Așa, din păcate sau... aproape că s-au definit două pături sociale. Foarte, nu știu ce să fac, foarte avuți și foarte săraci, domnule. Stimată, dacă nu ne ia considerare, eu am să fac. Nu, eu sunt sigură că dumneavoastră o să ajung la... Domnule, dumneavoastră ați întocmit un dosar. Au fost aprobate în ședința de Consiliu Local. Dacă județean. Județean. Da. Atent, Adrian. Dacă au fost aprobate în Consiliul Județean, domnule, dacă se constată că acolo nu sunt probleme, vă veți primi banii. Eu atâta aș putea să vă spun. Mai mult, nu știu. Am înțeles, domnia dumneavoastră, ce a spus. Dar eu vreau să-mi fac dreptatea mea și îmi cer banii ăștia pentru că am nevoie. Și dacă păi nu, n-a zis nimeni că plecați la mare. Da. E clar că ne-ați spus în ce situație sunteți. Da, am să mă duc la domnul primar, Nicolae Barbu, și să-i spun, domne, ajutați-mă dumneata, dacă ești un om gospodar, ajutați-mă dumneavoastră, dacă banii ăștia se vor da peste un an, doi, o lună, nouă, eu ce fac? Duceți-vă, că există și Consiliul Local. Mulțumesc pentru, vă o seară plăcută pentru și telefonul dumneavoastră. Dumneavoastră. Da. Am ajuns și la finalul emisiunii, Adrian. Te-am întrebat și data trecută, nu știu, sunt câteva luni de când ai fost în emisiune și te-am întrebat cum te vezi peste 10 ani. Te întreb și acum, cum te vezi peste 10 ani? Sunt curioasă dacă timpul a lucrat cumva acolo la aspirațiile tale. Cum am spus și acum jumătate de an, când am fost invitat la dumneavoastră în emisiune, unde mă văd peste 10 ani? Păi mă văd în slujba cetățenilor, în slujba giurgiuvenilor, vreau în primul rând să fiu deputat pe un colegiu, de fapt conform noilor legi electorale nu mai sunt colegii, ci sunt liste, dar vreau să fiu în slujba cetățenilor și, cum am spus, vreau să fiu deputat. Ăsta este primul meu obiectiv. Dacă poți, te rog să o ajuți pe bătrâna care a sunat la telefon. Mulțumesc pentru prezența ta în platou. A fost Adrian Chiran, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că ne urmăriți. Să aveți o seară minunată și nu ratați emisiunea de luni, o ediție specială Audiența, fiindcă se vor spune lucruri extrem de importante acolo, lucruri care vă privesc direct și despre care probabil că nu știați, dar trebuie să aflați. Noapte bună!